au numărul ăsta de abonați, fie că vorbim de platformă digitală, sau de rețele de cablu și nu pun internetul. Internetul e deschis. Totalizează vreo 3 milioane de case. Dacă pun iarăși vreo 3 persoane de casă, se apropie binișor de 10 milioane. Care au posibilitatea, potențial, eu nu știu dacă ei se uită sau nu, deși zilnic întâlnesc oameni din cele mai ciudate locuri și categorii care zic, da, da, știm, ne uităm și nu zic de complezență, pentru că știu despre ce este. Duceți-vă și faceți ucenici. Și asta nu prin puterea voastră, nu prin deșteptăciunea voastră, ci prin acea putere a unui Dumnezeu întreit. Și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. O misiune imposibilă în numele unui întreit Dumnezeu atotputernic. Și în Matei capitolul 10, puțin mai înainte, le spunea Mântuitorul ucenicilor, Matei 10:32, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Ce avem de făcut? Să mărturisim. A, nu ne trimite nimeni neapărat la capătul lumii. Deși uite că acum, peste vreo două săptămâni, în grup de 9 studenți de la Cea Mică, pleacă tocmai în Filipine. În fiecare vară pleacă câțiva prin diverse țări. Dar nu-i neapărat nevoie. Cine mă va mărturisi înaintea oamenilor? Înaintea căror oameni? Cei mai apropiați. Cei din casă, cei din vecinătate, colegi și așa mai departe. Îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Și zice și Apostolul Ioan, referindu-se la aceeași misiune pe care Mântuitorul le-a dat-o lor și nouă. Și aici este una dintre explicațiile cele mai frumoase pe care o găsim în Biblie, cu privire la puterea în numele căreia să putem face ceva. Vă aduceți aminte? N-am să citesc decât două, trei versete. Ioan 6, de la versetul 5. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Vă aduceți aminte scena? Și i-a zis lui Filip, de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Vă aduceți aminte câți oameni erau în mulțimea aceea? Formă au fost numărați. 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Îmi place foarte mult că Dumnezeu se explică. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar cum să facem asta, Doamne? Spunea aceasta ca să-i încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Și Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin teal din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratelui Simon Petru, a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? V-ați zis vreodată, uitându-vă așa în biserică, Dumne, nu fi Georgiu Bucureștiul. Dar ce suntem noi o mână de oameni față de populația orașului? În București sunt 4.000 de adventiști. Dar ce sunt aceștia față de 2 milioane, 2 milioane jumate de oameni? În România sunt 68.000, să zicem, de adventiști. Dar ce sunt aceștia față de 22 de milioane, 21 de milioane de oameni? Întotdeauna noi oamenii, uitându-ne la noi, la posibilitățile noastre, zicem da. Duceți-vă și zicea așa, ca să-i încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Atunci când Mântuitorul spune, duceți-vă și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh,
Asta este a doua oară, în aceeași împrejurare, când repetă că toată puterea cerului și a pământului, toată puterea lui Dumnezeu este la dispoziția lor. Și noi zicem unor, da? Dar noi nu putem. Și nu la lucruri mari. Și când e vorba să ducem o bucată de hârtie. Și când e vorba să zicem o vorbă. De foarte multe ori zicem, da, nu putem. Asta e o sarcină imposibilă pentru noi. Asta nu este pentru noi. N-ajunge. N-avem cu ce. Nu. Nu e pentru noi. Mi-a scris de curând fratele Benone Lupu, care e pastor în Torino și acum și la Roma. Și vorbeam noi despre posibilitatea ca să facă și ei emisiune acolo pentru Speranța TV, să ne dea să o difuză. Și îmi povestea diverse întâmplări, zice, deocamdată nu putem, dar zice, scriu niște vești bune. Zice, se întâmplă lucruri interesante cu Speranța TV. Și îmi zice, cu tare din Catania. S-a botezat urmarea faptului că a prins Speranța TV și cu tare din Napoli, cu tare din Roma. Dar mi-a scris așa două vorbe. Și am zis, bine, te rog, spune mai multe amănunte, să ne bucurăm. Și vă spun două din întâmplări. Cineva român, de român vorbim, din Italia, locuind în Napoli de mulți ani, ortodox, ca majoritatea celor plecați acolo, a primit o Biblie și a început să citească și era frământat. Este o biserică penticostală și a mers acolo un an de zile și s-a hotărât să boteze. Și duminica când trebuia să fie botez, a plecat de acasă să se ducă la biserică. Și atât de nu știu ce s-a întâmplat, nici el nu știe, că n-a mai găsit biserică. E drept că Napoli, în oraș tare încălcit, prosperă tăcești, dar dacă ai mers un an de zile, și zice, m-am învârtit vreo 3 ore cu mașina și n-am găsit biserică. M-am întors acasă. Și am zis, ce-o fi asta? Ceva trebuie să fie. Și a fost nu știu ce furtună, și mi-a dereglat antena de pe casă. La vreo câteva zile. M-am suit pe casă și am pus-o și știți cum e. Se vede, nu se vede. Și cel din casă am prins un post românesc. Ce post românesc? După asta o vreau. Speranța. Ce este? Hai să te uiți. Și mă cobor de pe casă și n-am mai repoziționat antena. Și s-a uitat, și s-a uitat, și s-a uitat. A făcut rost de telefonul fratelui Lupu, a trimis prin țară, nu știa de adventiști, a luat legătura și acum în aceasta se botează. Un altul din Roma, de mult în Italia, de pe, la început, pe după Revoluție. Un om tot așa doritor să afle despre Dumnezeu, a luat legătura cu martorul lui Iehova și 14 ani a fost membru la ei. La un timp, însă, a început să nu fie mulțumit cu neclaritatea asta. Iisus Hristos e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu? A început să studieze. Și nu s-a mulțumit doar cu Biblia pe care avea de acolo. A căutat o Biblie și a zis, nu, ceea ce am, știut eu nu e. Uite că e cealaltă. Și a căutat o altă biserică și a găsit o biserică penticostală. S-a dus acolo. A, da, aici era bine, se vorbea de Tatăl, de Fiul, de Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt mai ales. I-a plăcut și a rămas acolo. Să la un moment dat, citind în Biblie, a dat peste problema cu sabat. Și a întrebat. Și știți răspunsul de n-are o semnă. Nu era mulțumit, dar nici mai mult nu știa. Și într-o zi și-a cumpărat o antenă satelit. Se vede că și în Italia și în Spania oamenii
îmi spuneau cei de la DGTV că vând o mulțime de abonamente, deși este ilegal, oamenii le cumpără aici și omul și-a antenă și abonamentul și urmăresc din Spania, din Italia. Și omul și-a cumpărat o antenă, s-a dus pe casă să o poziționeze. Și-a poziționat-o și primul post care a intrat a fost Speranța. Acum o să ziceți, da, păi s-a întâmplat așa, eu nu cred în întâmplări. Eu cred că lângă mâna omului stă întotdeauna și mâna unui înger și mâna lui Dumnezeu, a omului care caută.